având în vedere că s-a făcut o mare vâlvă în jurul lui Watch Dogs, cât și în cea lui GTA 5, în momentul apariției și chiar înainte, în care gamerii care preferă jocurile open world s-au împărțit între aceste două titluri. Noi ne-am gândit să le abordăm comparativ pentru a vedea exact ceea ce oferă unul și ce oferă celălalt. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul! Prima categorie în care punem jocurile față în față este povestea. Cu toate că un open world îți oferă multe alte lucruri de făcut decât storyline-ul, el totuși rămâne una dintre fundațiile unui titlu de acest gen. De ce? Pentru că povestea poate influența viziunea gamerului asupra jocului în multe privințe. Un exemplu este povestea din Watch Dogs, care îți pune în față dorința de răzbunare a unui hacker. La finalul poveștii nu prea mai rămâi cu multe, ba chiar în schimb e posibil să-ți formezi o opinie rece despre acest joc, unde 90% dintre civili au făcut ceva rău în viața lor sau sunt infractori. Pe de altă parte, povestea din GTA 5 este cu totul altă mâncare de pește. Ea îți oferă adrenalină, amuzament, ca în final să rămâi cu o impresie că trăiești într-un loc unde te poți distra oriunde și oricând cu orice. De aceea, considerăm că povestea din GTA 5 este una mai plăcută de parcurs decât cea din Watch Dogs. Punctul la această categorie zboară către GTA 5. A doua categorie este ambianța mediului. Cu toate că am menționat multe mai sus legat de ambianță, la această categorie lucrurile stau cam așa. Watch Dogs îți pune în față o ambianță destul de rece, unde orașul pare a fi un loc periculos. Activitățile precum pokerul derulându-se în locații retrase, ferite de ochii lumii, locurile centrale fiind chiar lipsite de activități interesante. Pe de altă parte, GTA 5 îți pune în față o ambianță plină de viață în care oamenii din jurul tău par a fi tipici americanilor barosani. O duc bine, mănâncă bine, se iau la bătaie dacă este nevoie și clansonează cam mult. În mare, aceste lucruri reflectă o lume mult mai vie în care îți vine să te plimbi cu mult mai mult drag. Astfel, punctul la această categorie merge tot la GTA 5. A treia categorie aleasă de noi este grafica. Această categorie poate fi dezbătută în mii și mii de cuvinte, dar pe scurt, ideea de grafică nu înseamnă doar realism. Watch Dogs a cam dezamăgit după lansare și chiar cu puțin timp înainte, suferind schimbări majore, grafica jocului ajungând să fie downgradată la un nivel destul de mare. Într-adevăr, există moduri pentru acesta, dar noi o vom compara la nivel standard. Titlul de la Ubisoft are parte de un motor grafic customizat special pentru acest joc, el încercând să replice realitatea în culorile ei cât mai naturale. Deși reușește să replice câte ceva, ea nu este atât de plăcută vizual, datorită culorilor care sunt majoritar reci. Pe de altă parte, GTA 5 are un motor grafic vechi, dar updatat, iar el nu încearcă să replice grafica realității. Deși are o grafică foarte bună, el are culori mult mai vii, iar acest lucru dă o impresie mult mai bună asupra mediului înconjurător. De altfel, motorul grafic al lui GTA 5 pare să aibă mult mai puține rateuri decât cel al lui Watch Dogs. Astfel, înclinăm punctul mai mult spre GTA 5 și la această categorie. Dacă ne-am tot legat de grafică, trebuie să ne legăm și de sunet. Sunetul ambelor jocuri este impecabil, dar totuși inegal. Sunetul din GTA 5 este unul foarte plăcut auditiv, cu ceva reluări din GTA 4 și un soundtrack de excepție. Dar Watch Dogs, cu toate că nu are el un soundtrack atât de vast ca și concurentul său, el oferă un voice acting extraordinar de bun. Vocea aleasă pentru Aiden este una care sigur nu o vei putea uita cu ușurință, precum și faptul că jocul este acompaniat de efecte sonore de excepție. De aceea, punctul nostru merge de această dată spre Watch Dogs. Următoarea categorie aleasă de noi este una grea de abordat, și anume diversitatea activităților. Ambele jocuri îți pun în față o gamă foarte largă de lucruri pe care le poți face fără să te plictisești prea ușor și, surprinzător, activitățile sunt foarte diferite în ambele jocuri. Așa cum în GTA 5 poți sări cu parașuta sau poți merge la curse de cross, în Watch Dogs vei putea să te lupți cu zombie și să te droghezi, să intri într-o lume a viselor extrem de ciudată. Astfel, noi considerăm la această categorie că este un egal pentru ambele titluri și acordăm câte un punct pentru fiecare. Acum este timpul să ne legăm de noutățile și inovațiile pe care le-au adus aceste jocuri. În mod cert, Watch Dogs a adus extrem de multe noutăți nemai întâlnite vreodată. Aici ne-a fost pus în față hacking-ul prin ochii unui hacker, având fel de fel de abilități ciudate și totuși cu o temă realistică. Pe de altă parte, GTA 5 a adus în plan un storyline cu 3 caractere simultan, lucru destul de neobișnuit. Dar după părerea noastră, Rockstar nu a lăsat atât de multă lume cu gura căscată la categoria lucruri noi. De aceea noi considerăm Watch Dogs-ul ca fiind ceva mai inovativ, iar punctul zboară către el. Categoria următoare se referă la manevrabilitatea mașinilor din joc. GTA 5 într-adevăr a mărit gripul după haosul din GTA 4 și l-au mărit cam mult, spunem noi. Acum mașinile nici că mai alunecă pe undeva, iar uneori experiența de condus poate părea nerealistică datorită acelui grip foarte puternic. Ei bine, Watch Dogs, deși are un tip de manevrabilitate complet diferit, nu este deloc rău.
Aici condusul poate fi modelat ceva mai mult și poate bate mai mult spre realitate. Iar ca să fie și cireașa de pe tort, i-au mai adăugat și cockpit view, în ciuda faptului că serial GTA nu a avut parte de așa ceva niciodată. De aceea, punctul pentru condus îl va primi Watch Dogs. Iar ultima, dar una dintre cele mai importante categorii, este harta. Cele două titluri au venit cu hărți bine realizate, Watch Dogs având loc de derulare o replică a Chicago-ului și puțin din împrejurimile lui, cum ar fi zonele periferice, cartierele liniștite și niște zone cu vegetație pentru relaxare. Pe când GTA V a venit cu mai mult, mult mai mult. Rockstar a adus o replică a orașului Los Angeles de asemenea cu împrejurimile lui, cu cartiere și cu zone de periferie. Dar spre deosebire de Watch Dogs, GTA V a adus o hartă mult mai mare. Aici ai posibilitatea să ieși din oraș complet, încât să nu-l mai vezi pe linia orizontului. Ba chiar ai posibilitatea să ajungi în orașe de la țară, în deșert sau chiar să urci un munte cu telegabina sau cu mașina. Toate acestea sunt lucruri pe care, din păcate, Watch Dogs nu le-a putut oferi. Iar aceste lucruri deseori contează în fața unui gamer avid de jocuri open world. Astfel, fără alte dubii, GTA 5 primește punctul pentru hartă. În concluzie, am ajuns la un scor destul de strâns, de 4-5. Totuși, gusturile nu se discută. Aici am încercat să rezumăm ceea ce oferă fiecare joc în parte într-un mod cât mai obiectiv și informativ. Astfel, rezultatul nostru a ajuns să fie puțin înclinat spre GTA 5. Dacă ai și tu o părere, exprimă-o în secțiunea de comentarii să o vedem și noi. Până data viitoare, dă un like, un share și dacă ești pasionat de gaming, nu văd de ce nu te-ai abona chiar acum.